Astăzi vom face cunoștință cu primii care l-au remarcat pe Iisus, așa cum reiese din Evanghelia după Ioan. Cine ești tu? A fost întrebarea directă, seacă, pe care în capitolul 1, versetul 19, i-au pus-o preoții lui Ioan Botezătorul, care făcea lucrarea lui Dumnezeu în pustia de la răsărit de Ierusalim. Ești Mesia? Ei așa credeau, așa sperau. Dar Ioan i-a lămurit tranșant. Nu sunt eu acela, unsul. Dacă pe el îl vreți, eu sunt cu totul altcineva. Atunci cine ești? Ilie? Moise? Spune-ne! La care Ioan le-a răspuns, în versetul 23. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Așadar, Ioan Botezătorul era vocea. Iisus Hristos este cuvântul. Ioan l-a indicat pe Iisus ca Mesia și Mântuitorul lumii. Auzind asta, doi dintre ucenicii Botezătorului, Andrei și Filip, s-au dus la Iisus și au început să-i pună întrebări. Iisus i-a invitat blând, în versetul 39. Veniți și vedeți. Aceeași invitație pe care ne-o face și nouă astăzi. Așa că ucenicii aceia au petrecut toată ziua discutând cu Iisus. Îndată apoi, Andrei i-a spus fratelui său de trup, Petru, noi l-am descoperit pe Mesia. Versetul 41. Astfel și Petru a fost în măsură să-l întâlnească pe Domnul. Apoi Filip, la rândul lui, i-a spus prietenului său Natanael, l-am găsit pe cel despre care vorbeau Moise și prorocii, Iisus din Nazaret. Auzind asta, Natanael s-a strâmbat neîncrezător. Nazaret? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Iar Filip a reluat cuvintele Mântuitorului. În versetul 46, vino și vezi. Și chiar de la primele cuvinte schimbate cu Domnul, Natanael a fost convins că Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Domnul și-a invitat apoi ucenicii să-L urmeze și le-a arătat slava sa pentru ca ei să se încreadă în El. Prima dată când a făcut asta în mod public, a fost la o nuntă din Cana din Galileea. Se pare că mama Domnului avea niște atribuții la această nuntă pentru că o vedem ducându-se la Iisus cu această solicitare bizară, versetul 3 din capitolul 2. Nu mai e vin. Și sincer să fiu, nu știu cât de convinsă era ea că Iisus urma să facă o minune. Cert este că Maria le-a spus slujitorilor de acolo să execute în tocmai ceea ce le va cere Iisus. Iată un sfat bun în orice vreme și situație. Să faceți tot ce vă va zice Iisus. Și Domnul le-a spus oamenilor acelora să umple cu apă cele 6 vase de piatră, de peste 100 de litri fiecare, folosite la curățarea ceremonială. Apoi le-a spus să scoată din ele și să ducă nunului să deguste. Apa aceea devenise cel mai bun vin, la porunca lui Iisus. Observ marea lecție spirituală pe care o primim aici. Noi trebuie să punem la dispoziția Domnului vechile noastre vase, trupuri, inimi, pe care Domnul vrea să le umple cu apă, cuvântul lui Dumnezeu. Abia apoi o vom putea împărtăși altora. În cel mai inexplicabil mod cu putință, când apa aceasta ajunge la aceia rânduiți de el, se transformă în cel mai bun vin de bucurie. Bucuria este rodul, marca a lucrării Duhului Sfânt. Data viitoare vom face cunoștință cu o importantă autoritate religioasă care a venit la Iisus cu o întrebare grea și importantă.